Piesa de rezistență a cetății medievale a Sighișoarei, un veritabil simbol, rămâne fără niciun dubiu turnul cu ceas ce găzduiește astăzi la primul etaj Muzeul de Istorie, așezat aici la sfârșitul secolului XIX. Turnul cu ceas este un monument istoric care datează din sfârșitul secolului XIII, început de secolul XIV. Este turnul care a fost construit cu dublu scop, de acela de a apăra principala poartă de intrare în cetate, cât și de a adăposti sfatul orașului, pentru că în turnul cu ceas, până în anul 1556, a funcționat primăria orașului. Apoi aici s-a păstrat arhiva, trezoreria, iar iată mai bine de 115 ani, din 1899, în turn este adăpostit Muzeul de Istorie al orașului Sighișoara. Numele i-a fost dăruit datorită ceasului cu figurine cu un mecanism unic, cel puțin în România, și care funcționează și astăzi, figurina toboșar de lângă cadranul dinspre oraș, anunțând trecerea fiecărui sfert de oră. Construit în etapa de fortificare a cetății în secolul XIV, cu rol de protecție, turnul cu ceas este o combinație arhitecturală fericită, îmbinând elementele arhitectonice militare cu cele civile. De primele amintesc zidurile masive cu o grosime de 2,3 metri, astfel încât să facă față unui asediu și să protejeze armele, istoria și finanțele orașului, altfel spus, depozite de muniție, arhivă și trezoreria. Atenția deosebită pentru fiecare detaliu în construcția sa se observă și în celelalte subansamble arhitecturale ce compun impresionantul edificiu. Turnul, înalt de 64 de metri, este prevăzut în partea inferioară cu un sistem de 3 porți succesive, care reprezintă la momentul edificării intrarea principală în cetate, astăzi dinspre centrul municipiului. În sus, scrutând cerurile, turnul se înalță pe 5 nivele. Cel mai spectaculos este nivelul al 4-lea, unde se găsește ceasul, de fapt 2 cadrane lângă care au fost scobite nișele ce adăpostesc figurinele înalte de 0,80 metri și care semnifică zilele săptămânii, privit dinspre orașul de jos și pacea, dreptatea și justiția, reprezentate ca zeițele din mitologia creacă, flancate de 2 îngerași simbolizând ziua și noaptea văzut din cetate. Figurinele ce simbolizează cele 7 zile sunt așezate pe un disc rotativ, care se deplasează la ultima bătaie ce vestește ora 12 noaptea, iar următoarea zi îi ia locul celei precedente. Mecanismul ceasului era la început din lemn, dar a fost înlocuit cu unul metalic, după ce primul a ars în incendiu din 1676. Ceasul este destul de vechi, a funcționat pe baza unor diverse mecanisme de-a lungul timpului, începând de la cele din lemn până la cele din fier. Actualul mecanism al ceasului datează din anul 1906. Este o comandă specială a autorității publice locale din acea perioadă pentru o firmă din Elveția, deci mecanismul este elvețian. În anul 1964, 2 ingineri sighișoreni, tată și fiu Conrad, se numeau familia Conrad, au inventat 2 mici motorașe electrice care le-au atașat mecanismului, astfel încât unul dintre ele acționează greutățile, celălalt acționează figurinele. Ultimul nivel este prevăzut cu un balcon deschis, ce oferă o vedere panoramică asupra Sighișoarei, care se continuă pe fiecare colț cu câte un turnuleț, amintind că odată orașul avea drept de judecată. Turnul se închide cu un acoperiș înalt de 34 de metri, protejat cu țiglă smălțuită, viu colorată, deasupra căruia au fost amplasate 2 cupole, una peste cealaltă, un glob de aur și un stâlp meteorologic. Un cocoș plasat în vârful stâlpului, o metodă utilizată des în Transilvania pentru a prognoza vremea, se rotește în bătaia vântului.